Salut! Dacă o vedeți. Aseară am reușit să mă dau drumul la încălzire. Era cazul. Bun, despre ce e vorba? Vreau să mă refer la penalti. Sau penalti, cum spun unii. Și normal încep conte scriptum. Mi-a plăcut Riceanu vorbind despre becali. Crede în oameni care manipulează idei, nu oi. Poate sunt demodat. Însă întrebarea este, Tăricianu manipulează idei sau oi? Eu care stau bine cu memoria, când era el prim-ministru și piața imobiliară în SUA picase în freză, el ne sfătuia să facem investiții acolo. Păi ce a priceput el? Ne considera oi și îl gândea ca oaie. Altă treabă, a apărut una, Gabriela Vrânceanu Firea. Și extrag din ce spune ea. Chiar sunt și 2-3 liberali care spun că preferă să numere ideile oamenilor și nu oile. Cred că este o ipocrizie. Doamna Gabriela Vrânceanu Firea are o problemă, n-are prompter. Dacă recitiți această frază, e cam complicată. De fapt, asta nu e doamna aia, cu ghilimele de rigoare, care spunea lui Bogureanu că băiatul ăla cu muci în freză? Doamna. Pe de altă parte, doamna Firea e într-un conflict de interese când se ia de Tăricianu, fiindcă Becali este nașul ei de cununie. Așa că, în mod normal, dacă ar fi doamna, trebuie să stacă dracului de-n gură. Și mai spune niște lucruri foarte frumoase. Becali nu este utilizat la adevărata lui valoare. Corect? Dă-i lui Becali 1000 de oi, se va lucra full. De asta se referă, că spune asta în Parlamentul European. Și are niște calități Becali. E realmente credincios, e familist și iubește soția și fetele. Și are sula cu prefectura. Și am o problemă cu asta, realmente credincios. Că toată când l-auzi vorbind pe Becali, da, că e în stare să cânte bisericește, că își rade niște cruci, asta nu înseamnă că este realmente credincios. El are două emisfere. Unul în care oaia lui Dumnezeu și cu minte și alta în care se dezbracă de caracter. Tot pe tema asta, o frază memorabilă. Oile au rostul lor. Oaia este un animal minunat. Nu degeaba chiar și în Biblie, Domnul însuși este comparat cu o oaie. Nu dă oi să încurcă ideile. Hai să vedem care avem idei de idei, care avem oi de oi și să câștigăm alegerile. Subtil. Așa filozofat Antonescu. În concluzie, ca să scurtesc, chiloțăreală, ca să mă exprim la nivel Mircea Badea. Trec la body. A fost un meci, nu știu cu ce am dracu am jucat noi, meci de fotbal, și în care unul din
jucătorii noștri a provocat încasarea unui gol. Motivul? El nu proteja mingea cu picioarele, ci cu mâinile. Meciul e recent, nici nu mai știu cu cine dracu. Cu Turcia, cu... ăla în care a fost 4-1. În sfârșit. E o problemă, nu a lui, a jucătorului, ci a antrenorului. În primul rând, ăsta trebuie să-i pregătească să aibă o condiție fizică și de așa natură încât să nu-i ajungă adversarul. Și al doilea, se insiste pe controlul balonului. Și în special, să facă educație pe bază de amenzi. Fiindcă fotbalul nu e basket. La basket ai pierdut un coș, nu e o problemă. Până ajungi la final, se poate reface avantajul. Însă la fotbal e tragic. Și așa că în situații de genul ăsta, amendat ăsta cât cuprinde, prins în contract. Am avut treabă cu sportul. Consider faultul o situație firească, cu condiția să fie pe bune fault. Adică în momentul când încerci să preiei controlul mingei, în loc să ajungi la minge, ajungi în piciorul ăla. Fault. Dar contează foarte mult dacă tu ai vrut să ajungi la minge sau tu de fapt ai vrut să lași pe ăla într-un picior. Iar aici, ăsta a fost un fault provocat de ăla de tâmpit. În sfârșit, tot la capitolul fotbal, mai deranjează circul care fac după ce dau gol. Ei, de fapt, majoritatea jucătorilor joacă pentru tribună, nu pentru echipă. E un ritual întreg după gol. Altă treabă care mă enervează la fotboliști, fluier arbitru ceva. Imediat trei în coechipierii respectivului sar pe el, pe arbitru. Amintire la taica mea. Le spunea un lucru. Nu am văzut polițist sau arbitru care să schimbe decizia. Și ținea cont de asta. Cum proceda? Păi simplu. A fluierat ăla, te supui. Că e corect, că e incorect. Chiar mergea și reușea să facă educația arbitrilor. Cum? Păi simplu. Se întâmpla că arbitrul se greșească și fluiera. Și când vedea că fata care avea mingea, fără să se uită urât la el, punea încet mingea jos și pleca de acolo, arbitrul conștientiza treaba asta. Și avea grijă că altă în cursul meciului se mai fluieră o dată. Cum trebuie. Și tot apropo de antrenori. De multe ori se pierdea cât un meci în ultimul minut. Arbitru a dat un 7 metri, gol, s-a pierdut meciul. Fetele, taică m-au supărate până la Dumnezeu. La ședința de după meci. Uite ce ne-a făcut arbitru. Taică meu, care spre deosebire de alți antrenori, era de fapt și antrenor, l-a afișat de arbitraj a meșului. Se uita pe ea și spunea, cu tărică, te-ai pierdut de 5 ori mingea pe contraatac. Cu tărică, tu ai călcat de 4 ori pe semicerc și am pierdut mingea. Cu tărică, tu ai ratat 3-7 metri. Păi presupunem că nu făcea jumate din greșelile astea. La ce scor se ajungea în momentul când arbitru a fluierat 7 metri?
efectiv, vă lăsați pe la să facă ce vrea, plecați de pe teren. Că tot câștigați. Asta e treaba de antrenor. E mai complicat. Și ca să închei cu capitolul ăsta, spuneam eu de ce a spus taică-meu că n-am văzut polițist sau arbitru să schimbe decizia. Ba, eu am reușit să văd. Și chiar l-am provocat pe unul să schimbe decizia. Am mai povestit o treabă asta, dar merită că e simpatică. După 89, veneam de la serviciu, era militar pe vremea aia, pe la 4 dimineața. Nu știu ce treabă avusesem acolo. Pustiu un oraș, și ajung la o intersecție, mă înscriu ca să merg înainte, să traverseze intersecția înainte, era roșu. Dar după aia am adus aminte că n-am țigări. Și atunci, cum eram oprit la intersecție, semnalizez stânga și m-am umplut cu culoarul din stânga, la 5 metri de intersecție. Aștept să facă verde în direcția mea și dau centru în intersecție. Și țâșnește din boschet un fost milițian, respectiv polițist acum, și fluiera. Mă opresc cu mașina de latul în intersecție, mă dau jos, zic, ce s-a întâmplat? Cel foarte așa. Dar câți metri a schimbat direcția de deplasare? V-ați înscris pe culoare. 5 metri. Cum scrie în decret? Mai mult. Amendă că așa, 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 așa. Și atunci îi spun, domnule milițian, stau cu mașina proptită de alaltul în intersecție și nu deranjez pe nimeni. E totuși 4 dimineața. Dar știu că scrie în decret, dar în decret scriu niște lucruri ca să nu ne oprim ca berbecii, nu știu în care are prioritate. Însă dacă polițistul gândește, aplică într-un mod mai aparte legea. Și asta rămâne foarte așa. Cum? Păi să vă dau un exemplu. În Anglia au descoperit ăștia în Parlament că era o lege din 1900 toamna, care preciza că șoferul, care îl iei pe dreapta, nu pe stânga, trebuie să aibă legat o ață de degetul mic la mâna stângă de pasagerul din stânga lui. E, între timp s-au făcut portiere, dar legea a rămas. Și asta opoziția a sesizat treaba asta și a făcut o interpelare să modifice legea. Pe criterii politice n-au reușit, că cei la putere s-au opus. În concluzie, în 2000, legea încă era valabilă. Și în concluzie, orice polițist care își uita fluierul în gură și respira mai tare și se oprea vreun șofer, ca să nu îi spun, să aibă o justificare, îi spunea, unde e ața? N-a fost niciun caz. În cauza că polițistul englez gândește. Da, era lege, dar era portier. Alt caz. La un moment dat, o patrulă de asta de poliție vede trecând o motocicletă de asta super puternică, cu dublu, triplu viteze legale. Fugi după ea, îl oprește și ăștia discutau polițiștii între ei în timpul urmăririi, zice, doamne, să ce puștan găsim. Când trag ăștia pe dreapta, scoate la casca, motociclistul, și ăștia văd un boșorog, chel. Începe să se facă procesul verbal. Când ăla spune cum se numește, unul din polițiști zice, dumneavoastră n-ați fost campion mondial la motociclism timp de nu știu câți ani? Și la Boșorog, ba da. Vă rog să ne scuzați. Și a luat procesul verbal. De ce? Depășise viteza legală. Dar viteza legală era pentru un motociclist care mediu, nu pentru un campion mondial, care putea să controleze motocicleta și dovedise asta
în situații mult mai dificile. De ce s-a făcut treaba asta? Fiindcă polițistul englez gândește. He, polițistul român, după ce m-a ascultat pe mine, s-a bălângănit așa în față și în spate, se ținea împurat și după aia a luat carnetul de șofer care l-a oprit el, mi-l aruncă pe botul mașinii și cu un scârbă spune, pleacă! M-am bucurat. Bun. Să trec la postscriptum. Scoaterea lui Ghișe pe tușe să nu se aleagă, să nu candideze, o consider normală. Ghișe făcea de rușine tot USL-ul, care se comportau ca niște castrați. Între timp se pare că s-a revenit asupra trebuie asta. Alt lucru care l-am remarcat, puterea descoperă câte ceva, cum a fost cu unghiera lui Pereu. Dar după aceea nu insistă mai departe. E foarte simplu. Bun. Ia, într-o instituție de asta de stat există un circuit al hârtiilor. E, și se pot găsi aceste hârtii și să rezulte clar că unghiera ajuns la MRU. N-au făcut treaba asta și în general nu fac treaba asta. S-au făcut audituri de la spune, am găsit cu tare, dar nu merg mai departe. Trimis în justiție respectivii. De ce? Se arată pisica atât. Dar nu vor cei la putere ca să folosească pisica. Mă uit la Antena 3. Ăsta trebuie declarat arsenal. Nu-i seară în care nu arată tot felul de bombe de-astea. Și ce folos? Nimeni nu profită de asta. Mă refer de în cei la putere. Vedeți link-uri? Unul Goldman Sachs. Care și-a dat demisia. Dacă intrați pe link, o să vă dați seama că ziaristul are un rod. Că spune că un editorial agresiv. Nu o consider cât ori de puțin agresiv. Tipul spune niște adevăruri. Că interesele clienților continuă să fie puse în plan secund. În timp ce firma operează și gândește doar pentru a face mai mulți bani. Și concluzionează, fără clienți nu poți face bani. Am avut niște discuții la Enghii și mă tratau cu dispreț suveran, stimate client. Și am spus că eu nu sunt client al băncii a Enghii. Foarte superioară, o fetiță drăguță, bună. Îmi spune, zice, păi n-aveți la noi card? Ba da, păi atunci sunteți client. Zic, nu sunt client. Cuvântul ăsta, client, provine de la romani. Că era cât un țăran care era lângă moșia unui latifundiar de ăsta și colabora cu latifundiarul, adică ăla-i dătea tractor la romani. Batoză, era o relație, adică el era dependent de latifundiar. Ori ING, într-un fel, trebuie să comporte cu oamenii care depind de ING, devin clienți, că iau niște bani de la ING, și altfel să comporte cu unii ca mine. Că eu sunt creditor al băncii ING, adică eu le dau niște bani ca să folosească. E și puțin cam de transparent aici, de pe urma banilor mei, cine câștigă mai mult. A dat aia în bâlbâială. Alt link, că vă pot ajuta, foarte interesant ce link-ul ăsta,
a reținut două lucruri de aici. În primul rând, confirmă ceva ce am citit mai de mult, că americanii obișnuiesc muncesc până mor. Apropo de 3 decembrie. Iar al doilea lucru ce scrie pe spinarea lui asta, în care îți asumi în calitate de salariat că tu depinzi de clienți și faci totul în favoarea clienților, ceea ce nu se principe la noi. Încă. Ce am mai descoperit? Ce ei a propus, vine să aloce României 2,9 milioane euro pentru punerea la dispoziție acestora a serviciilor centrului de tranziție. Concret pentru aia de la Nokia, nu le dă bani cash. Ce îi trece printr-un serviciu de un centru de tranziție ca să reprofileze. Însă Lodinca serviciul ăsta de la un loc de muncă la un loc de muncă inteligent. Păi aici e o problemă. Nu oricine poate ocupa un loc de muncă inteligent. Căutați la mine pe blog, e o însemnare șomerii brașoveni. Care efectiv asta au fost pregătiți pentru un loc de muncă inteligent să lucreze la calculator. Și după o zi au plecat toți. Fiindcă ei nu erau inteligenți. A, ce mai te dă un lucru? Alocație de interviu pentru haine, tunși și bărbierii. E, asta o să fie necesar. Tot la linkuri. Pe Blejna nu-l cunosc. Pe scurt, Băsescu în 2010, conform unei înregistrări, era cu Salut Sorine și în 2011 afirmă nu-l cunoaște pe Blejna. Uitați-vă bine la clipul ăla. Băsescu trece fără probleme pe un detector de minciuni. Nu se vede pe fața lui că el minte. De fapt, nu, el nu simte că minte. Fiindcă are o problemă de educație. A spune adevărul sau minciunea pentru el e nesemnificativ. Iar spun teoria aia mea. Toți suntem absolvenții la un curs universitar de lungă durată, făcut în regim preșcolar, pe scurt 7 ani de acasă. Însă diferă programa analitică. Și Băsescu a trecut prin asta. Dar în programa analitică a lui Măsa, nu era trecută treaba asta ca să-i bage în cap puiului Băsescu, că nu trebuie să minți. Și vorbea unde Băsescu minte cum respiră. Din punctul meu de vedere, că văd că treaba asta nu deranjează pe mulți. E normal. Pot să consider că este foarte sexy Zoe Petre la concurență cu Madame Pipidi. Pot să consider treaba asta. Însă nu devine pe obligație pentru mine ca să crezi și eu că acestea sunt sexe. Pe mine mă deranjează acest lucru. Și din punctul meu de vedere, Băsescu, dacă mai era cazul, și-a pierdut tot creditul. Nu mai mă uit în gura lui, indiferent ce spune. Ca să nu uit, la album 3, a mai postat-o căselnică de-a mea cu ghilimele de rigoare, numită Mactet. Și în concluzie despre ce vorbeam, penalti. Și vă pup.
Toate bune! Mă auzi?